Bolintin Vale, un orășel de lângă București, a fost declarat zonă specială de siguranță publică de teama revoltelor declanșate de uciderea unui șofer de maxi-taxi. Bărbatul a fost lovit cu o piatră de membrii unei grupări violente care de ani de zile terorizează localnicii. Observatorul a intrat în posesie imaginilor sângeroase în exclusivitate. Aseară, poliția a tras chiar și un foc de avertisment ca să potolească mulțimea revoltată. Observator a obținut în exclusivitate imaginile de la uciderea șoferului de maxi-taxi. Pe filmarea de câteva secunde, surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată în zonă, se vede cum bărbatul aleargă după trei indivizi, apoi cade secerat, lovit de un bolovan. Acestea sunt momentele care au generat mai multe revolte în Bolintin Vale. Este inadmisibil, este imposibil așa ceva. Să iei viața la un om nevinovat. Mascații, jandarmeria, mașină, poliție, au blocat drumul. Hotărâți să-și facă singuri dreptate, sute de oameni s-au adunat în fața locuințelor grupării de romi care a îngrozit orașul. Revolta a fost înnăbușită cu un foc de avertisment. În momentul în care mai multe persoane s-au apropiat de polițiști, s-a folosit armamentul din dotare. De duminică, orașul fierbe. Atunci un șofer de maxi-taxi, tată a doi copii, a fost ucis fără vină. Bărbatul nu era în cursă. Mergea împreună cu niște rude spre București după ce își vizitase mama în Bolintin Vale. Patru persoane s-au pus în fața microbuzului și l-au forțat să oprească. Au urcat sub pretextul că vor să caute o femeie și un copil. Unchiul meu a crezut că vor să meargă la București. Hai zis, bă, hai să-i luăm și pe ei, poate i-au rămas fără mașină și au început să-l înjure, să-l scuipe, să-l dea bere pe el. Păi mi-a făcut pană pe spate la mașină cu un cuțit. Șoferul a reușit să-i dea jos, a plecat de pe loc, dar a observat că are pană. În momentul în care a coborât, a fost lovit cu o pavelă în cap și a căzut secerat. Doar cel care a aruncat cu piatra a fost arestat, ceilalți trei sunt liberi. Asta este locul unde azi noapte câteva sute de persoane au vrut să ajungă. Una, două, trei clădiri, o comunitate mică de romi. Bună ziua! Sunt plecat. Primele două case. În urmă cu un an, un alt șofer de microbuz a fost atacat cu cuțitele. Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi. Crima este apogeul unui lung șir de probleme create de grupare. De mai bine de 10 ani, aceștia terorizează orașul prin amenințări, furturi și bătăi. Au fost dați afară din localitatea din Răcar, Dâmbovița. Au cumpărat pe acolo niște terenuri și au făcut pe acolo case. Fără autorizație, fără nimic, ne-a terorizat. Bă, băieți, suntem pregătiți la ce oră vreți voi! Ne este teamă să mai ieșim pe stradă. Toți sunt poartă cuțite la ei. La prată mereu, ăștia dacă nu au bani, să nu au cutare de mărpe, trebuie la bătaie. În 2019, membrii aceleiași familii au fost implicați într-o bătaie cu topoare chiar în fața sediului poliției. De la poliție la primar și prefect, autoritățile se declară depășite de situație. Am făcut inclusiv la Ministerul de Interne, era domnul Vela ministru atunci, a spus că ne înțelege doleanța. Avem promisiuni că efectivele vor fi suplimentate în orașul Bolintin Vale. Ceea ce vedem acum este doar vârful icebergului într-o situație destul de nasoală la nivel comunitar, care nu-și găsește un răspuns. Pentru că nu se vrea, nu pentru că nu se poate. Orașul dă în clocot în continuare. De teama unei răzbunări, patrule de poliție veghează zona 24 de ore din 24.